fie o posibilitate bună, dar respectiv numai nu în cazul când ceva de genul eu stau acasă, în concediu, dar soția în Italia, e ca chestiile astea nu. Cred că bărbații n-aș rezista să stea cu copilul. Femeile sunt mai răbdătoare decât bărbații. Femeia se uită după copii, dar bărbatul trebuie să lucreze, să aducă bani în casă. Că așa de minte ne învață. N-aș lăsa soțul să îngrijească de copil. Menirea lui mama ca să îngrijească de copil, nu tata. Ar trebui și tații să împlice un pic în educația copiilor. Da, și da, normal, e normal bine. Asta că asta e bine, fiindcă soția poate să aibă un lucru care mi-a plătit. Da, da. Și sigur că e normal. Cum era pe timpurile dumneavoastră? E, atunci era strict, numai mama stătie. Era mai bine că era mai tine. Trebuie să fie egalitate, doar copilul să face egal pentru ambii părinți, nu doar pentru mamă sau doar pentru tată. Așa că pozitiv reacționăm la așa ceva. Если, может, у мамы лучше работа и больше на работе получает, всякое бывает. Да, бывают случаи, что нужно, чтобы папа ухаживал за ребенком. По экспериенции дыша с Аньку, дой копии, стынд зельник акасы, покунд лукру де рутины. Честь сфачи прин каса, ку копии, аж вряши я сам поля капорт ла ширян луми, ла сервичу, дус венит. Vin și eu acasă, găsesc mâncare, gata și copiii ar fi.